Bună seara și bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți Schimbate. În timp ce rula genericul, mi-am adus aminte de o situație în care tata m-a trimis la un vecin să-i dau niște bani. Era o sumă importantă și... În momentul în care mi-a dat banii aceia, am zis o să mă duc eu, cum o să se comporte cu mine, du și spune că eu te-am trimis. Și după ce am ajuns la vecinul acela, i-am spus, tata m-a trimis să vă dau banii aceștia pentru cu tare lucru. Și a zis, a, ok, e, e în regulă. În viața obișnuită, lucrurile nu funcționează chiar așa, mai ales în anumite sectoare, unde suntem obișnuiți ca mesagerii sau trimișii să aibă un anumit profil. Trebuie să te uiți la haine, la ținută, la anumite branduri, la un anumit fel de vorbire, la un anumit fel de comportament și în felul ăsta îl primești sau nu. Sunt sectoarele vieții sau anumite domenii de activitate în care dacă nu corespunzi din punct de vedere unor etichete, ești din start respins. Să știți că și domeniul religios este la fel. Noi ne-am confecționat în minte un anumit profil al mesagerului lui Dumnezeu, care trebuie să aibă o anumită ținută, trebuie să fie îmbrăcat într-un anumit fel, trebuie să se poarte într-un anumit fel și trebuie să aibă un anumit limbaj. Care uh, să, să reflecte că el reprezintă pe Dumnezeu. Nu mai vorbim de anumite feluri de comportament, de pedigriul pe care trebuie să-l aibă, impecabil, din cap până în coadă, să n-ai ce să-i reproșezi. În felul ăsta îi primești mesajul sau îl respingi. Ei, vreau să vă aduc un mic șoc în seara aceasta să vă arăt că Dumnezeu nu este dependent de tiparele noastre de gândire în ceea ce privește lucrarea și lucrătorii pe care îi folosește. Ca să vă dau așa câteva trimiteri, gândiți-vă că în momentul în care Dumnezeu l-a trimis pe Iosua să cucerească Canaanul, Iosua a trimis de data asta doi doi oameni ca să-i scodească țara. Și ghiciți unde au ajuns acești trimiși ai lui Iosua? Într-un bordel. Și cine a fost cea care i-a motivat să vină să cucerească țara și le-a dat un speech din ăsta spiritual, motivațional, cum nimeni nu l-ar fi dat, o curvă, o desfrânată. În Sfânta Scriptură întâlnim tot felul de situații ciudate și de mesageri neconvenționali. V-am amintit de Rahav. Într-o altă situație, Dumnezeu îl face pe Saul, demonizatul, să prorocească împreună cu prorocii săi. De aceea era și întrebarea în Israelul are este și Saul printre proroci? Câți dintre noi am fi ales o desfrânată să îi încurajeze pe trimișii lui Dumnezeu și a lui Iosua. Câți dintre noi am mai fi inspirat pe un om care era posedat demonic, că era permanent, că era temporar, oricum, dacă ar fi existat suspiciunea în mintea noastră sau dacă ar fi existat niște puncte clare în care să fi văzut că Saul era demonizat, păi nu i-am fi dat noi inspirație divină în vecii vecilor, amin. În seara asta aș vrea să luăm așa mai de aproape încă un caz în care Dumnezeu vorbește printr-un profet, despre care nu știm foarte multe lucruri, dar care intră în scenă un profet pe nume Balaam. Acest profet pe nume Balaam primește o ofertă de la Balac Împăratul unui popor care era, care era ostil lui Israel. Balak, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel a moriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit. Împăratul acesta al moabiților și poporul său a rămas îngroziți când au văzut ce minune a făcut Dumnezeu cu prin poporul său și ce victorii militare le dăduse, deși... Cei pe care îi cuceriseră erau net superiori din punct de vedere fizic, din punct de vedere militar, din punct de vedere al așezărilor în care erau, cetățile acelea întărite, și pur și simplu a rămas uimit. Și a zis, din punct de vedere omenesc, nu am nimic de făcut, nu mai am nicio speranță, trebuie să recurg la puteri paranormale, la oameni care sunt înzestrați de divinitate sau de cine o fi, nu mă interesează, doar să îmi blesteme pe poporul acesta pentru că alte soluții nu mai găsesc. Și s-a dus la Balaam. Și a zis așa, după ce a trimis niște soli care i-au greit în felul acesta, versetul 6, din capitolul 22, Cartea Numerilor. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Observați că era tare și ret balac. Ca să-l corupă pe profetul lui Dumnezeu a venit cu lingușiri. Oh, frate proroc, pe cine binecuvântezi, tu este binecuvântat, pe cine blestem, tu este blestemat. Și știți că lingușirea este o armă foarte puternică și puțin rezistă la aceste lingușiri, mai ales dacă vin din partea oamenilor importanți. Păi, când vine președintele sau un împărat sau un demnitar și îți face trei complimente, încep deja să te topești așa și să le lași încolo de principii și de chemări ale lui Dumnezeu și să zici, gata, ce? Aici lucrurile au stat puțin diferit, pentru că Balam tot timpul a oscilat între a face voia lui Dumnezeu și a pune mâna pe bănuți și pe onoruri. Și să știți, că poate uneori îl judecăm pe Balam, dar exact la fel suntem și noi. Suntem din același aluat. Oricât de mult am încercat să facem pe grozavi, că noi suntem aia care rămâne la principii, noi suntem aia care rămâne lângă Dumnezeu, suntem aia care apărăm adevărul. Sta, sta, sta. Poate că n-ați fost ofertați la nivelul la care sunt ofertați unii. Că dacă ar veni cineva și v-ar zice, uite funcția asta, plătită cu atâtica și în care ai respectul cuvenit. Dai telefonul, încep să se deschidă ușile și începe așa să simți că plutești, ți se ridică inima în gât de emoții și nici ție nu-ți vine să crești. ea amețeala când vezi cât de sus ai ajuns. Banul, ban, funcția, funcție, puterea, putere, respectul, respect. E, dacă n-ai fost ofertat în felul acesta, E ușor să vorbești. Vorba lui John Maxwell, au venit o pereche de misionari din ăștia tineri rupți în coate uh, și au spus, uh, John, noi am lăsat totul pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și a întrebat John, așa foarte pragmatic, dragii mei, dar ce ați lăsat voi concret? Ce ați avut? Păi nimic. Ați avut casă? Nu. Ați avut o mașină scumpă? Nu. Ați avut uh, o anumită funcție importantă pe care ați părăsit-o? V-ați dat demisia din ea? Nu. Uh, păi, dragii mei, voi n-ați renunțat la nimic. Când n-ai nimic, este ușor să renunți. Însă în momentul în care ai anumite lucruri, este mai greu să renunți sau să refuzi anumite oferte. Și de aceea, haideți să ne punem puțin în pielea lui Balam și să nu mai judecăm atât de aspru, să nu avem acele aere de superioritate. Joaca aceasta de a slujitul și de a trădatul o putem vedea în experiența lui Balam. După ce au venit bătrânii și i-au spus și au prezentat oferta din partea lui Balac, în versetul 8 Balam le-a zis Rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. Deci, a trimis niște căpetenii. Au fi fost niște ofițeri, niște generali, niște miniștri. Nu știu care era echivalentul lor în vremea aceea cu funcțiile pe care le avem noi astăzi. Poate că nici nu există astăzi uh, rangurile pe care le aveau oamenii aceia. Ideea este că erau niște conducători destul de importanți. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care îi ai la tine? Întrebările aparent fără rost ale lui Dumnezeu, parcă nu știa. Dar a vrut să scoată de la Balaam răspunsul. Balaam a răspuns lui Dumnezeu. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună. Iată, un popor ieși din Egipt și acopere fața pământului. Vino dar și blestemă-l. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu a zis lui Balaam, să nu te duci cu ei și să nu blestem pe poporul acesta, căci este binecuvântat. Cât se poate declar. Dumnezeu i-a transmis un mesaj lui Balam. E, da, dacă s-ar fi oprit lucrurile aici și Balaam le spune frumos, uite, îmi pare rău, Dumnezeu mi-a zis să nu mă duc să blestem pe poporul acesta. Se duc, transmit mesajul lui Balac și, bineînțeles, Crește miza. Știți că fiecare dintre noi avem un preț, care nu poate fi contrazis decât în momentele în care ai ocazia maximă să pui mâna pe ceva și să refuzi. Ba mai mult, să ai ocazia maximă, cea mai, cea mai bună de a pune mâna pe niște avantaje, să fii amenințat chiar. Că ți se ia viața sau că urmează niște consecințe foarte dramatice și să rămâi credincios față de Dumnezeu. Doar în momentele alea poți să vorbești. Până atunci, gargară, putem să facem mulți din astea. Să-i judecăm pe oamenii care au căzut în vremea totalitarismului, că au fost nu știu cum, că au colaborat, că au fost pe nu știu unde, nu zic că e bine lucrul ăsta sau că este de luat în brațe. Dar, până când nu treci prin evenimente cel puțin echivalente, nu poți să judeci. Singurul care poate să judece este Isus, Fiul lui Dumnezeu, căruia i s-au pus în față toate onorurile și toate funcțiile și toate bogățiile lumii acesteia și toată strălucirea ei și a zis, nu mersi, eu merg pe linia calvarului, vreau să-mi dau viața, vreau ca omenirea să fie mântuită. Chiar dacă lucrul ăsta mă va costa Totul. Singurul care poate judeca în felul acesta este Dumnezeu. Ceilalți putem să vorbim. Până la proba contrarie, toți suntem neprihăniți. Însă, în momentul în care ești ofertat în felul acesta, atunci lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. S-ar putea ca mulți din aceia care se dau vitej să cadă. Balac mărește miza. Spune versetul 15 că a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele dinainte. Au ajuns la Balam și au zis, așa vorbește Balac fiul lui Țipor, nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă ciste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vină te rog și blestemăm pe poporul acesta. Wow! <laughs> Să spun un împărat lucrul ăsta, îți voi da tot ce îmi ceri. Și îți voi împlini orice dorință. Nu mai vino să îmblestem pe poporul acesta. Câți dintre noi am rezistat tentației? Și pe de altă parte, dacă privim din sfera lui Dumnezeu, câți dintre noi am folosit un uh, mesager? care nu este atât de neprihănit, care nu zice da întotdeauna așa cum zice Domnul, ci se joacă între oportunism și neprihănire, între asculta glasul lui Dumnezeu și chemarea banilor. Cu toate acestea putem observa că Dumnezeu poate să folosească pe oricine, scris cu majuscule, să facă lucrarea lui. Dumnezeu poate folosi pe oricine să transmită un mesaj din partea Lui. Dumnezeu poate folosi pe oricine să împlinească planurile sale. Și poate că veți sări unii până în tavan și să mă contraziceți. Cum? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, că Dumnezeu... Nu, no, nu, no, stați un pic. Dumnezeu poate să-și împlinească planurile prin ori cine. Fie în zona binelui, fie în zona răului. Și că se vorbește de cei care luptă împotriva lui Dumnezeu. Așa a vrut și Iona. Să lupte, s-a dus departe de fața lui Dumnezeu, exact invers de cum i-a spus Dumnezeu. Și vă întreb, am împlinit planul lui Dumnezeu? Până la urmă, da. Întreabă Dumnezeu într-o adunare așa de extraterestri, în Cartea Împăraților, găsiți, sau în Cartea Cronicilor, găsiți pasajul acesta cu mica, care are o vedenie în care se înfățișează un Duh rău înaintea lui Dumnezeu și întreabă uh, Dumnezeu cine o să meargă să-i spitească pe Ahab. Și Duhul ce rău zice, eu. Și Dumnezeu spune, du-te și fă așa, pentru că vei reuși până și duhurile necurate se supun lui Dumnezeu și pot să împlinească în anumite circumstanțe lucrarea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că este o colaborare între Dumnezeu și diavolul. Dar niciunul bun, rău, om, drac, nu poate să iasă din voia lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsei, se spune despre oamenii care s-au dedicat cauzei celui rău. Că Dumnezeu le-a pus în minte lucrul acesta ca să-i aducă la îndeplinire planurile Lui. Așa că aș vrea să facem puțin limpezire în mintea noastră și să înțelegem că Dumnezeu poate să folosească pe oricine să transmită un mesaj. Și când nu mai are oameni, folosește pietre, folosește chiar și un animal. Poate n-ai înțeles bine, Balam, îți voi da tot ce vei cere. Și de data asta, iarăși se duce la Dumnezeu, Balam. Balam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. De s-ar fi oprit aici. Era o declarație de principiu, o declarație la care dacă s-ar fi oprit, era depus în ramă. Dar nu s-a oprit aici. Pentru că în versetul 19 spune, totuși, și acest totuși răstoarnă tot. Suntem, da, așa, 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 foarte dogmatici, foarte chițibușari când vine vorba de principiile lui Dumnezeu, apărarea adevărului și, 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 și. Dar apare la fiecare dintre noi un totuși și acest totuși apare la unul într-un loc, la altul într-alt loc, altul într-alt loc, dar fiecare unde nu este vulnerabil este foarte bătăios și merge până în pânzele albe că el îl apără pe Dumnezeu și adevărul și iese aerul pe dincolo, supapa refulează în altă parte dar fiecare este tare pe poziția în care stă bine însă Balam avea slăbiciunea aceasta pentru bani, poziție, onoruri. Și întrebarea este, dacă ai fi ofertat, oare n-ai fi și tu? Întreabă-te sincer, nu te grăbi la răspunsuri din alea prefabricate, cu texte, cu... Nu, nu, nu. Gândește-te bine. Să-mi dea balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Dumnezeu. Poate că se răzgândește Dumnezeu, poate că îmi dă o dispensă, poate că îmi dă o scutire de la datoria aceasta, poate că se răzgândește, schimbă voia. Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Și aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu uneori, ne îngăduie anumite lucruri, nu pentru că este de acord cu ele, ci pentru a ne încerca inima și pentru a dovedi faptul că, inclusiv în situațiile de compromis, Dumnezeu poate să-și facă lucrarea și este suveran. Nu uitați lucrul ăsta: Dumnezeu este suveran și poate să te folosească. Bineînțeles, nu vorbim de mântuire aici, ci vorbim de lucrarea Lui. Poate să folosească Dumnezeu un curvar, să predice Evanghelia? Clar, categoric. Poate Dumnezeu să folosească o femeie curvă, să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu și să fie implicată în lucrarea lui Dumnezeu? Categoric. Poate Dumnezeu să folosească un bețiv sau un fumător sau un om de joasă speță, zicem noi, să reprezinte, să încurajeze pe cineva sau să facă ceva pentru el? Categoric. Și pe de o parte, Dumnezeu arată că este suveran, pe de altă parte, este încă o ocazie ca omul respectiv să-și cerceteze inima și să-l recunoască pe Dumnezeu și să se pocăiască. Dar noi nu dăm șansa asta oamenilor. Noi dacă nu sunt păduchiați și periați și lustruiți și să fie perfect și zic, o, ce lucrare, hai, șutul, du-te de aici. Vezi, dă treaba ta, cum tu o să repi... no Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, Aia care vin șapte recomandări înainte, 20 de aere pe din, pe apoi și tot felul de recomandări peste recomandări și... Nu. No. Dumnezeu nu are nevoie de aerele acestea ridicole și de pârghiile acestea caragioase. Nu. No. Balam s-a sculat de dimineață, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Și fiți atenți la detaliul acesta. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. De ce? Pentru că prima dată i-a spus, băi, nu te du. Noi așteptăm ca odată cu trecerea timpului Dumnezeu să-și reconsidere poziția vis a -vis de anumite lucruri. Dar nu, nu și reconsideră. Dumnezeu este acela și era și în vieță. Și dacă Dumnezeu ți-a spus să nu faci un lucru, nu-l faci. Dacă ți-a zis Dumnezeu să nu furi, păi asta e valabil tot timpul. Dacă ți-a zis Dumnezeu să nu minți, asta e valabil tot timpul. Dacă ți-a zis Dumnezeu să faci un anume lucru sau să nu-l faci, asta e valabil tot timpul. Și Balam intră în jocul acesta dublu în care vrea să fie și cu Dumnezeu, vrea să pună mâna și pe avantajele pe care îi le oferea Balac. S-a așezat și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii, și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balam de zid. Balam a bătut o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era Niciun chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balaam: Ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Și fiți atenți, în ce orbire era Balaam, că nici măcar nu și-a dat seama că măgărița vorbește. Ba mai mult, se ceartă cu măgărița. Măgărița întreabă, de, de, ce mă bați de trei ori? Ce ți-am făcut? Și fiți atenți ce răspunde balam, uh, Balaam. Pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Oare eu am obicei să-ți fac așa? Și a spus, nu! Deci acum încercat să, să intrați puțin în drama aceasta, să vedeți realitatea în care era Balam. Călărea pe măgăriță și în momentul în care l-a văzut pe Îngerul Domnului, s-a plecat sub el, și n-a vrut să meargă mai departe. Și Balam ia băta și începe să o lovească și măgărița vorbește. Și el se ceartă cu măgărița. Doamne, păi cum adică? Ce ți-am făcut eu ție? Și Balam nici măcar nu-și dă seama că măgărița lui vorbește. Vorbim de mesageri neconvenționali. Uneori Dumnezeu ne vorbește chiar prin necuvântătoare și vrea să ne transmită un mesaj. Dar suntem atât de prinși în activitățile noastre, în interesele noastre, în ceea ce avem noi de făcut, în ceea ce ne-am propus, încât nici dacă ar vorbi un animal, nu ne-am dat seama că Dumnezeu a făcut acolo o minune. Atât era de orbit profetul de lăcomia lui, să ajungă să pună mâna pe bani, încât a ignorat faptul că Dumnezeu a făcut acolo o minune și că vorbește printr-o măgăriță. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Ce trist! Ca să vadă adevărul și realitatea lui Dumnezeu înaintea ta, o măgăriță, un animal, pentru că tu, ca profet lui Dumnezeu, ca păstor, ca slujitor, ca orice vrei în Biserica lui Dumnezeu, să nu mai vezi așa cum vede, măcar un măgar. Cât de tristă este realitatea aceasta să vadă înaintea ta un animal și tu să mergi înainte până când Dumnezeu îți deschide ochii și își dai seama că de fapt mergi pe cărări greșite. Reacția lui Balaam. Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căș drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a abătut de trei ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat o vie. Oare câte piedici trebuie să-ți mai pună Dumnezeu ca să-ți dai seama că mergi pe căi greșite. De câte ori trebuie să-ți vorbească Dumnezeu și în ce moduri ca să pricepi că direcția în care te îndrepți este una care te duce la pierzare. Uneori Dumnezeu folosește mesager neconvențional și tu te uiți la ei și zici, ăsta, o, ăsta, u! O. Păi, dar nu se încadrează în profil. nare are studii, nu are asta, nu are cealaltă, nu. Nu, no, nu, no, nu merge. Și te duci la cei care te mint frumos, la cei care te încurajează să mergi împotriva lui Dumnezeu, la cei care te duc direct la pierzare. Balac a auzit că vine. Balaam. Dar înainte de aceasta, Îngerul Domnului a zis lui Balam: du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac. Observați că există un cuvânt al lui Dumnezeu, primul, în care e interzis categoric. Nu ai ce să cauți cu ei. După aceea, cuvântul lui Dumnezeu a fost permisiv în sensul că i-a dat voie să meargă cu ei, dar noi, în anumite situații când Dumnezeu ne permite să mergem pe un anumit drum, dar nu este de acord cu ceea ce facem, crede că este de acord și cu ceea ce facem. Însă, trebuie să facem distinție între aceste două situații, în care Dumnezeu îți îngăduie să mergi pe anumite căi, dar nu este de acord cu ele. Și la un pas, la altul îți mai pune câte o piedică, îți mai dă câte un semnal, îți mai trimite pe cineva să-ți transmite câte un mesaj, îți mai dă câte un cuvânt ca să te trezești și tu mergi, Dumnezeu nu m-a trăznit până acum, dacă Dumnezeu a îngăduit și îmi dă și bani și tot, a, e ok, merg înainte, nicio problemă. Nu, nu te minți în direcția aceasta. Faptul că Dumnezeu este de acord să mergi pe anumite șleauri, pe anumite cărări, nu înseamnă că este de acord cu ceea ce faci tu. Sau că binecuvântează nelegiuirea ta și căile tale nelegiuite. Și spune lui Balam, da, am fost de acord să pleci. Deși la început nu ți-am dat voie. Bun, te încăpățânezi, du-te, dar să faci numai ce spun eu. Și puteți să observați că Balam este și mai chinuit. Pe de o parte de avantajele pe care le oferea Balac, pe de altă parte, să fac voia lui Dumnezeu că te dacă te să fiu mântuit, dacă Dumnezeu nu mă lasă și nu-mi dă voie. Aș face, aș mânca tot cu fulci și pene. Dar dacă Dumnezeu nu-i de acord, na, mai strâng din dinți, mai merg înainte, mai fac și eu rugăciune, mai fac un ritual în mint și păsta mai fac și voia lui Dumnezeu și a, că așa ne târâim pe cărarea credinței. Câți dintre noi nu suntem așa? Balac a auzit că vine Balaam și a ieșit înainte până la cetatea Moabului care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. I-a ieșit în cale și vă dați seama că a venit cu reprezentanți, cu toți acolo. Balac a zis lui Balam: n-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum nu pot eu oare să-ți dau cinste? Hai să fim serioși, tot ce vrei îți dau! Balam, a răspuns lui Balac, iată că am venit la tine acum, îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va da Dumnezeu în gură. Apropo de rolul acesta foarte ciudat de a fi și pe o parte și pe alta, adică vopsit și cu Dumnezeu și cu celelalte interese personale, este cât se poate de, de chinuitor pentru suflet. Pentru că nu te poți bucura nici de astea, nici de celelalte. N-ai nici binecuvântarea lui Dumnezeu, n-ai nici bucuria aceea de a te desfăta și de a te, de a te simți liber să faci anumite lucruri pe care le fac ceilalți. Și te chinui, când într-o parte, când în alta, și la un moment dat faci scurtă la gât, așa, știi, te tot te duci în stânga, în dreapta, și nu mai știi, te zăpăcești. Dar unora le place să facă jocul acesta. Amers mers și a zis, zidește mai aici șapte altare și pregătește mi aici șapte viței, șapte berbeci, praf în ochi, pentru credul, pentru hai să-l împac și pe ăsta. zic, fac niște un pic de ritualistic, un pic de pompă, un pic mai chem, așa, mai niște rugăciuni, mai din alea. Și încerc eu să schimb rugăciunea, să nu pară blestem, nicio binecuvântare, dar să nu zic uh, omul ăsta că nu fac eu ce a zis el. Poate pun mâna și pe niște bănuți. Poate că Domnul îmi va ieși înainte și ce îmi va descoperi, îți voi spune cu alte cuvinte, poate că Dumnezeu se răzgândește și schimbă mesajul pe secundă și din interdicția de a blestema poporul să spună, da, balam, uite acum, dacă sunt conturile pline. Pot să blestem poporul. Însă nu s-a întâmplat așa, pentru că de fiecare dată Dumnezeu intervenea și spunea: Stop până aici, Balam, stop până aici, n-ai voie, nu blestema, nu vorbi rău împotriva poporului meu. Și de fiecare dată Balam alerga la ghicitori, la vrăjitorie, la descântece, la tot felul de arteficii, poate, poate împacă și o parte și cealaltă. Ei, cu Dumnezeu nu merge așa. Merge doar așa. Până când a ajuns Balac să zică, auzi, dacă nu-l blestem, măcar nu-l binecuvânta, cumva de faimă, zi ceva, să, împiedice, să, să vină, eu știu, un COVID peste ei, să vină o epidemie de variolă, că asta s-ar putea să ajungă la mare vogă, să vină ceva, dar să nu mai meargă atât de bine. Hai că încerc și pe asta, dar în momentul ăla Dumnezeu ia în stăpânire pe mesagerul acesta neconvențional, vopsit, un pic mincinos, duplicitar, lacom după bani și îi spune exact ce are de spus. Poate că noi nu l-am fi pus să predice de la anvon. Nu l-am fi pus. În nicio situație nu corespundea politicii bisericești, nu era corect din punct de vedere politic, nu era corect din punct de vedere doctrinar, nu era corect din niciun punct de vedere, dar Dumnezeu l-a folosit. Și zice așa, Capitolul 23 cu 8 în continuare. Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește departe, de o și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacob și să spună numărul unui sfert din Israel? O, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor și numai de moartea celor neprihăniți n-a murit Balam, și sfârșitul lui numai ca oamenilor care se tem de Dumnezeu n-a fost de ce pentru că așa a ales dar Balam este în momentul acesta cercetat de Duhul lui Dumnezeu și ca să dăm cortina la o parte de asta Dumnezeu uneori folosește inclusiv Instrumente nevrednice, poate, poate nebunia lor, lucrând pentru Dumnezeu, având un fior sacru, ascultând un cuvânt din scriptură, implicându-se în lucrarea lui Dumnezeu, poate, poate Dumnezeu folosi momentul acesta și pentru mântuirea păcătosului. Este un moment de, de maximă sinceritate a lui Balans. Nu credeți că a jucat teatru? Nu. Unde aș muri? de moartea celor neprihăniți. De a avea eu parte de sfârșitul celor care îl urmează pe Dumnezeu. Cât de dureros și cât de sincer în același timp. O, de a muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Și brusc, Balam, este întrerupt de Balac, care i-a spus Te-am luat să blestem pe vrăjmașul meu și iată că tu îl binecuvântezi. El a răspuns și a zis Nu trebuie oare să spun ce îmi spune Domnul? ce îmi pune Domnul în gură? Nu pot să fac altfel. Observați cum noi ca oameni nu putem să luptăm împotriva Lui Dumnezeu. Suntem caragioși, pa, împotriva, dacă vă gândiți la uh, pasajele acelea în care împăratul Asiriei se răscoală împotriva Lui Dumnezeu și vine cu mare știre împotriva Lui Israel și Ezechia se duce la Dumnezeu și cheamă pe Dumnezeu și îi trimite o solie prin Isaia și spune, stai liniștit că asta pe care îl vezi tu așa foarte supărat pe mine, am să-i pun un belciug în nări, face o, o comparație cu un bou, cu un taur. Și am să-i pun un belciug, zice, pentru că te-ai răsculat împotriva mea, spun un belciug în nări și vei face numai voia mea. Oricât de mult te-ai răscula împotriva lui Dumnezeu, nu poți să faci decât voia lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că e de acord cu părțile alea discutabile din viața ta. Nu! chiar și în nebunia ta îl slujești pe Dumnezeu. Chiar și în decăderea ta îl poți sluji pe Dumnezeu. Chiar și în pierzarea ta îl poți sluji pe Dumnezeu. Numai în inima lui Balaam să nu fii. O, de -aș muri de moartea celor neprihăniți. Și sfârșitul meu să fie ca al lor. Versetul 20 din capitolul 23. Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el. El este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt. Tăria lui este pentru el ca abivolul lui. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Și în capitolul 24 se spune uh, se spun niște lucruri extraordinare pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. De ce? Ca să nu mai judecați atât de aspru pe mesagerii uneori neconvenționale lui Dumnezeu și să vedeți partea bună din uh, ceea ce face Dumnezeu, chiar prin niște oameni nevrednici, poate pierduți, poate în curs de recuperare, poate mântuiți, dar fără să vă dați seama. Hai să vedem. Balam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie. Cum adică făcea și descântece și vorbea și Dumnezeu? În mintea noastră se produce scurt circuit, că noi nu putem pricepe că Dumnezeu poate folosi pe oricine în orice circunstanțe, dacă vrea și dacă slujește intereselor sale. Așa că învățați să citiți mesajele lui Dumnezeu pe care el le trimite uneori pe căi neconvenționale. Un proroc care face descântece, o măgăriță care vorbește, o desfrânată care vine la Dumnezeu și transmite un mesaj de încurajare și așa mai departe. Dacă mergeți în Evanghelie, vorba cuiva celebru, vă pâre cap. Balam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi după semințiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Peste cine? Peste el care făcea descântece. Balam și-a rostit prorocia și a zis, iată ce zice Balam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloie pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai pe sus de Agag, și mai departe, rostește el în, tot în capitolul 24, versetul 17: Îl văd acum, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cărmuire, se ridică din Israel. Profeție mesianică. Știți că noi cântăm: Prei păstori, întâlniră, Trei păstori, se întâlnire, trei păstori, se întâlnire. Vorbim despre magi, vorbim despre venirea magilor din răsărit. Poate că această prorocie a lui Balam i-a dus pe ei și pe mulți alții să-l cunoască pe Isus Hristos. Să vadă steaua! Să vadă pe Mântuitorul! Balaam a fost pierdut. Într-un mod tragic, într-un mod dramatic, într-un mod regretabil. Cinic și plin de răutate, Balac îi spune Versetul 10 și 11, Balac s-a prins de mânie împotriva lui Balam, a bătut de mâini și a zis lui Balam, eu te-am chemat să-mi blestem vrăjmașii și iată că de trei ori tu i bine cuvântat. Fugi acum și du-te acasă, spusesem că-ți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Și imaginați-vă cum s-a dus Balam mai departe, acasă. că Domnul l-a împiedicat să primească acea cinste din partea lui Balac. Însă în tot acest tablou, dacă puneți piesă cu piesă ca într-un puzzle, puteți vedea că Dumnezeu a avut control de la prima piesă până la ultima. Și Balam a făcut doar ce a îngăduit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i ar fi îngăduit să blesteme, ar fi blestemat. Au fost ocazii. După aia au venit moabiții și au început să curvească și știți că acest blestem a venit în alt fel asupra poporului lui Dumnezeu. Dar în acea ocazie Dumnezeu nu i-a dat voie lui Balaam să blesteme poporul. S-a împlinit voia lui Dumnezeu? s-a împlinit. A rostit Dumnezeu cuvintele lui printr-un profet nevrednic, decăzut, duplicitar, vrăjitor. Da! A vorbit Dumnezeu chiar printr-o măgăriță ca să-l trezească din nebunia lui? Da! A reușit? N-a reușit, dar măcar l-a avertizat. Nu mai periați și nu mai ilustruiți mesagerii lui Dumnezeu. Luați ceea ce este bun de la fiecare. Poate că în multe ocazii s-a întâmplat rău, dar poate că în acea ocazie Dumnezeu vă vorbește prin decăzutul acela, prin lepădatul acela, prin nemântuitul acela. Nu vă închideți urechile, nu vă închideți inimile, pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar oamenii nu țin seama. Provocarea este mare să dai de pe ochi solzii prejudecăților și să vezi. Există și situații fericite, mi-aduc aminte cum de Apostolul Pavel, când dintr-un proscris, dintr-un împotrivitor, Dumnezeu a făcut Apostolul Neamurilor. Dar cine ești tu și cine sunt eu să judec pe mesagerii lui Dumnezeu, convenționali sau neconvenționali? Până la urmă, Dumnezeu își va împlini cuvântul și lucrarea și cu unii și cu alții.